Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne în studioul Constanța News pentru o nouă emisiune și alături de noi a răspuns invitației de a fi prezent domnul primar de la Niculițel, comuna tulceană, foarte cunoscută pentru toate atracțiile turistice din zonă, domnul primar Florin Pascale. Bun venit! Bine v-am găsit! Și aș vrea să începem fără prea multă introducere, ca să zic așa, și să vă întreb, pentru că ne apropiem de perioada aceasta a alegerilor locale, să vă întreb dacă sunteți pregătit pentru alegeri, dacă veți candida din nou? Da, voi candida, sigur. Asta se va întâmpla. Pregătit... Nu pot spune că, nu cred că cineva poate spune că este pregătit întru totul pentru alegeri. Întotdeauna rămâne ceva, mai rămâne ceva de făcut. Am înțeles. Sunteți la al treilea mandat. Da, la al treilea mandat. Mărturiseați acum, înaintea emisiunii, că prima oară când v-ați gândit să deveniți primar, în urmă cu 14 ani, ați luat decizia să candidați, ați avut niște gânduri care v-au determinat să faceți acest lucru. S-a schimbat ceva de atunci? Vedeți lucrurile altfel acum? Nu, eu am rămas, pot spune, constant în proiectele pe care le am în vedere pentru dezvoltarea localității și urmăresc, așa cum vă spuneam la început, înaintea emisiunii, ca dezvoltarea localității să se facă într-un mod durabil și sustenabil. Legat de momentul în care am făcut pasul să candidez, a fost un cumul de lucruri care au pornit, să spunem, prin anul 2002-2003 și ca o introducere pot să vă spun că în primărie eu m-am angajat undeva în anul 1998. Vreo 2 ani de zile, să zicem așa, am fost un stagiar, un funcționar în primărie în care m-am antrenat, să spun. Am avut acolo un om, pot să-l numesc un mentor, fostul secretar al comunei Gheorghe Nicolescu, Dumnezeu să-l ierte, pentru că a trecut la cele veșnice. Dânsul era un om care avea o atitudine sobră, distantă față de oameni, dar am apreciat profesionalismul lui și l-am considerat că este un exemplu și pentru mine. Numai așa puteam să am considerat că pot să evoluez în carieră și am căutat să-l provoc și să mă provoace, să muncesc cât mai mult și să vă aprofundez aceste chichițe, da, nu e chiar termenul potrivit, ale administrației locale în special. Zic că nu pot să spun că am reușit să stăpânesc și nici acum nu stăpânesc, nimeni nu poate să stăpânească corect mecanismele administrației locale, dar m-am implicat foarte mult în activitățile primăriei, în special am început să observ care sunt problemele și care sunt dorințele și care sunt nevoile comunității. Și imediat cum s-a evit posibilitatea sau oportunitatea de a mă implica în proiectele necesare comunității, am făcut-o, pot să spun, lăsăm modestia la o parte, dezinteresat la momentul acela. Și prin 2001 mi-amintesc că a fost primul proiect în care m-am implicat, un proiect finanțat de Banca Mondială, era programul de dezvoltare rurală, PDR, abreviat, și se acordau finanțări pentru comunități, nu sume foarte mari, dar Banca Mondială avea un proiect în care să implice comunitatea în a identifica nevoile și a lua deciziile corecte pentru
comunitate. S-a înființat atunci un comitet de inițiativă în care au fost atrași funcționari din primărie, cadre didactice, directorul școlii, preoții din localitate. S-au făcut tot felul de scenarii, s-au identificat nevoile, s-au făcut analize SWOT, da, și lucrurile, da, exact. Și au durat lucrul acesta câțiva ani buni, această pregătire. Au avut tot felul de întâlniri cu tot felul de persoane, veneau tot felul de persoane în diverse domenii pentru a le identifica nevoile și în sănătate și social și cultural și infrastructură de apă, de drumuri, de canalizare și așa mai departe. Proiectul acesta a demarat undeva în 2004, concret, deci a pus în aplicare execuția proiectului și a participat la vremea respectivă la elaborarea studiului de prefezabilitate. Am fost undeva implicat chiar foarte mult în elaborarea studiului de prefezabilitate, pentru că Comitetul Local de Inițiativă acela a identificat că necesitatea investiție în infrastructură trebuie să se facă în sistemul de alimentare cu apă. Suma însă era prea mică pentru ca să rezolvăm tot sistemul, însă am reușit să facem ceva. 7 km de rețea de apă reabilitată la vremea respectivă. Mi-a prins bine acest stagiu și de aici a pornit la ulterior și, să zicem, impulsul de a candida. De a candida. Eram tânăr, idealist, pot să spun. Credeam că... V-ați schimbat? Da, am devenit mai... Sunt mai... mai ponderat. Mai ponderat. Dar e firesc, cu vârsta, asta se întâmplă. Proiectul s-a finalizat bine, am mai primit ulterior încă un bonus, să-i spunem, din care sumă de bani care s-a primit pentru a doua etapă de finanțare, spun eu acum, din păcate, pentru că nu a mai fost decizia mea, altcineva a decis la vremea respectivă, s-au reabilitat 5 km de drumuri, dar pe care, la vremea respectivă, rețeaua de alimentare cu apă nu era înlocuită. Înlocuită, da. La vremea respectivă. Drumurile s-au făcut, le utilizăm, însă pe parcursul mandatelor mele, pe aceste drumuri am înlocuit rețeaua de distribuție apei, pe aceste drumuri am introdus rețeaua de canalizare și nu mai sunt ceea ce erau la început. Localitatea este, putem spune, așezată într-un mod ideal între două minunății ale naturii din România, Delta Dunării, Munții Măcini, care pentru unii poate nu sunt foarte spectaculoși, dar doar pentru cei care nu au fost acolo, deși sunt mici de înălțime, sunt extrem de interesanți și atractivi. Și o spune un absolvent de geografie. Da. Așa. V-aș completa și cei mai vechi. Și cei mai vechi, da. Evident, în perioada hercinică. Având această situare între aceste două mari atracții, evident că se pune problema cum ajunge cineva acolo. Și infrastructura este foarte importantă, bănuiesc. Infrastructura rutieră, da. Evident, cum spuneați mai devreme, mai e și cealaltă infrastructură care privește în special locuitorii. Apă, canal, iluminat public, mă rog. Deci, infrastructura rutieră, cum se prezentau lucrurile la început, când ați venit la primărie și ce ați reușit să îmbunătățiți? Pentru că noi, venind spre Niculițel și prin zonă, am văzut că lucrurile stau foarte bine acum. Să fac o paranteză înainte. O constatare a mea de-a lungul mandatelor a fost că an de an
locuitorii ridică stacheta. Nevoia, dorința de mai bine, întotdeauna nu-i mai mulțumește cu ce s-a făcut și așteaptă mai mult de la edil, de la autoritatea locală. Da, legat de infrastructura rutieră de acces la Niculițel, pot să spun că avem o infrastructură de acces, adică să poți ajunge la Niculițel este bună. Plus zonele aferente, da, adică cu excepția drumului, da, și... tocmai ca accesul, da. Vom ajunge probabil, da, și la atracțiile turistice din Niculița. Da. Deci infrastructura de acces, cu excepția drumului care pleacă spre sud din localitate, drumul județean 229, Niculițel-Sarichioi, care este în reabilitare în acest moment. Celelalte drumuri de acces, drumurile județene și drumurile naționale, sunt bune. Să nu zicem foarte cum bune. Cum ați reușit? Nu a fost numai meritul meu. Pentru că aici intervine, să spun, drumurile județene nu sunt în administrarea autorităților locale, drumurile naționale la fel aparțin de un alt administrator, dar în ce privește drumurile locale din interiorul localității, m-am străduit să le fac atunci când s-a evit ocazia, să investesc cât mai mult în ele și să le aduc la un nivel practicabil și accesibil. De pildă, în 2008 deja era elaborat un studiu de fezabilitate pentru un proiect de investiții cu finanțare pe fonduri europene. Era la nivel de studiu de fezabilitate. Am scris cererea de finanțare, am depus-o, s-a aprobat proiectul. Proiectul a fost unul integrat și a avut trei componente. O infrastructură de apă uzată menajeră, canalizare și stație de epurare, bază sportivă, stadion și 5 km de drumuri stradale asfaltate. Am reușit din 2008, abia în 2012, să termin proiectul. A durat destul de mult, 4 ani de zile. Au fost tot felul de birocrație. Să-i spunem și birocrație, da. Lucruri. Ceea ce nu e un lucru care... rău. Birocrația, nu. Noi o înțelegem un pic, da, o vedem ca spune, un rău. Nu, a fost procedura, să zicem. Procedura de implementare a proiectului a fost greoaie și, din păcate, nu s-a îmbunătățit nici acum. Mai ales pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care primim finanțări la nivel rural din fondurile europene. Hai bine să spunem că durează un proiect 3-4 ani, chiar mai mult? Se ajunge și la 5 și la 6 ani. Da. De la momentul în care ai conceput, ai început să în momentul în care se creionează, când apară ghidurile în consultare și până la momentul când apare să deschide sesiunea de finanțare, e o perioadă în care se produc o mulțime de modificări și la rândul tău trebuie ca documentația pe care ai făcut-o să o adaptezi sau să o modifici ca să o poți adapta la cerințele de finanțare, pentru că acolo intervine punctaj, cheltuieli eligibile, neeligibile, costuri care pot să fie cadă în sarcina beneficiarului și nu sunt mici. Da. Da, cert este că ați încercat să accesați, pentru că practic e cam singura sau e cea mai mare șansă pentru comunitățile mici de a se dezvolta, accesarea fondurilor europene în general sau fondurilor guvernamentale. Da. Asta este... realitatea este că noi, cel puțin la nivel rural, unitățile administrative teritoriale din zona rurală, nu au capacitate de autofinanțare. Deci noi suntem dependenți de finanțările, asigurarea cheltuielilor de funcționare de către bugetul de stat, de la bugetul de stat, din TVA, din impozitul pe venit, din alte surse. Și iar în ce privește secțiunea de investiții, de dezvoltare a localității, finanțarea investițiilor în infrastructură sau de orice altă natură, acolo trebuie să
primim la fel finanțări din surse externe, că sunt fonduri europene, că e Banca Mondială, că sunt granturi de la diverse state, că e bugetul național la fel. Și aici vreau să spun de legat de finanțările de la bugetul național. Mult timp am trăit, sau locuitorii României trăiesc cu impresia că Uniunea Europeană, numai prin banii de la Uniunea Europeană ne putem dezvolta. Dar noi avem resursele noastre. Bugetul de stat poate să suporte, să finanțeze o parte din necesarul de investiții de la nivel local. Însă, și acest lucru trebuie făcut sustenabil, trebuie gândit foarte bine, prioritizat de unde, care este nevoia, ce investiție este necesară și la ce sumă trebuie să se limiteze. Pentru că este în derulare Programul Național de Dezvoltare Locală de ani de zile, este deja la a doua etapă de finanțare. În schimb, a avut și are în continuare o problemă în ce privește finanțarea. Deci poți să aplici și să soliciți finanțare, puteai să aplici și să soliciți finanțare de la acest program pentru orice și oricând. Și sunt multe localități care, de pildă, prin care am trecut și treceți și dumneavoastră, care, de pildă, în loc să pornească de la infrastructura de apă, canalizare, cea subterană, au sărit această etapă și au aplicat pentru drumuri. După care s-au întors care unii s-au întors, într-adevăr cunosc și cazuri în care s-a intervenit acum asupra carosabilului și se taie asfaltul ca să se introducă canalizarea, sau vor face lucrul ăsta într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Lucrul acesta eu întotdeauna l-am evitat. Și îmi voi spuneați de infrastructură, de rutieră, de drumurile de acces. Avem totuși, să vă spun, un mare avantaj la Niculiță. Acolo avem un contract, un parteneriat cu o firmă pentru exploatarea unei cariere de piatră și an de an firma aceasta ne oferă, ne furnizează gratuit în jur de 3.000 de tone de piatră pe care o folosim pentru repararea străzilor din interiorul localităților. E drept că nu sunt lucrări spectaculoase, nu sunt drumurile perfecte, dar cel puțin nu mai călcăm prin noroi. Oricând avem o situație, fenomene meteorologice extreme, ploi torențiale și se strică drumurile, pentru că relieful ăsta este la Niculiță, diferențe de nivel de 100-120 de metri între casa de cea mai de jos și cea mai înaltă. Întotdeauna avem materialul, avem resursele și noi nu trebuie să punem decât să transportăm piatra și să o punem în apere. Și lucrul acesta îl facem întotdeauna destul de repede, cât de repede putem, pentru a le reface practicabil. Acum, legat de drumuri, că îmi spuneați ce urmează, am în licitație un proiect pentru reabilitarea încă 5 km de asfaltare, încă 5 km de drumuri. Ele sunt continuarea din centrul localității către periferie, ca să spun. Sunt drumuri care ocolitoare să ocolească centrul și să se lege între ele și să deservească cât mai multe gospodării. Adică nu să asfaltez la marginea satului și să circule doar o mașină pe acolo, două. Deci trebuie și în viitor, eu așa văd, dezvoltarea din interiorul localității, de la centru către periferie. E drept că, vă spuneam de ridicarea ștachetei, mulți oameni și-au pierdut răbdarea sau nu mai au suficientă răbdare. Ce pot să le spun? Oricine ar fi, n-ar putea să rezolve problema. Eu nu o văd decât în felul acesta. Până la urmă, cred că în aceste cazuri comunicarea este foarte importantă, cu toate riscurile pe care le presupune câteodată. Da. Dar, până la urmă, cel mai bine este să-i explici omului ce se poate face, cum se poate face și care a fost strategia, pentru că într-adevăr nu există poate nicio scuză să te apuci să asfaltezi și după aia să-ți dai seama că trebuie să pui canalizare și să strici ce ai făcut și să cheltuiești practic din banii
comunității. Neapărat din banii comunității, sau, banii mă rog, pe care îi puteai folosi, să finanțezi alte nevoi ale comunității. Da, da, aminteam și mai devreme, localitatea este celebră, cunoscută în țară pentru atracțiile turistice, în special pentru turismul ecumen, pentru cele trei mănăstiri, Celic de Re, Saon și Cocoș, da. Care, da, cine nu le-a văzut, n-are legătură cu credința neapărat, sunt superbe și se merită să vă faceți drum la Niculițel, chiar numai pentru a vizita aceste trei locuri. Apoi mai aveți Biserica Sfântul Atanase, care da. Este, din câte știu, cea mai veche biserică bizantină existentă în această zonă. Funcțională. Funcțională. Da. Da, deci secolul sfârșitul 13. Secolul 13, începutul secolului 14. Plus chiar un frumos traseu turistic. Da. Nu este singurul, sunt două trasee turistice, dar trebuie să completez, să vă completez. Da. Ați uitat ceea ce era, da, cel mai piesa de bază. Cel mai important așa, da. Și cel mai spectaculos monument istoric este Bazilica Paleocreștină de la Niculițel. Cu martirionul care... în care au fost descoperiți sau în care au fost înmormântați martirii de la Niculițel, Zotii, Catal, Camasie și Filip. Da? Este un monument unic în Europa și pot să spun că este atracția ce privește atracțiile antropice. Pot spune că văzând foarte multe locuri de gen în Europa și în lume, pot spune că este... Eu am rămas surprins când am venit. Cât de bine e organizat, cât de bine arată totul, și pentru asta trebuie să vă felicit pe dumneavoastră și pe comunitate. Ca și comunitate, pentru că aveți așa ceva și a spus în valoare la modul acesta. Da, și acolo sunt banii europeni. Este o investiție în care am fost parteneri cu Consiliul Județean. Și clădirea de protecție a monumentului a fost renovată și ați văzut cum arată, este deosebită. Da. Ați enumerat câteva atracții sau atracții istorice. Spun, dar Niculițelul, el însuși este o istorie. Ați amintit de valurile de pământ? Da, care sunt zona fortificată de pe platou sudic și vestic, din zona sudică și vestică a localității, undeva la secolul 5-6. O zonă probabil a fost, mai mult decât sigur, a fost intens locuită și a fost ca și refugiu în perioada marilor invaziilor provocate de popoarele migratoare. Chiar și așezarea Niculițelului, dacă ați văzut, în depresiune, într-o podcoavă, între cele două vârfuri, Sugulea și Piatra Roșie, în acea perioadă, Niculițelul era apărat de un val de pământ. Era prima construcție defensivă pentru localitate. Ulterior, probabil, populația se retrăgea în păduri, în zonele acelea fortificate de care v-am spus, care îmi spun istoricii de la Muzeul de Institutul de Cercetări Ecomuzeară Tulcea, îmi spuneau că se întind pe mai bine de 20 de kilometri pătrați. Valurile de pământ pe mine cel puțin mă impresionează ca și dimensiuni și îmi pun întrebarea ce fel de oameni erau aceia care cu mijloacele pe care le aveau atunci, lopată, coș, cazma, din lemn uneori, au construit acele lucruri. Și de ce? Și câtă frică au avut în ei de a motivat să facă lucrul acesta. Da, și cel mai un alt lucru important în zona aceea, în zona acestor valuri de pământ, este
o altă atracție care nu este atât de vizibilă, dar povestea este deosebită și mai ales istoric ne arată cât de când era creștinismul în Dobrogea. Este vorba de biserica Amplantrefat, care se află la zona, situată în zona cunoscută la noi, Cetățuie, și care este drept, e în mijlocul pădurii, nu este vizibilă, dar când ajungi în zona aceea, dacă îi cunoști povestea, sigur te încarci cu emoția și te gândești ce a fost acolo. Da, da, sunt foarte multe atracții. Spuneți-ne, pot fi vizitate într-un mod sigur și, cum să zic, există acel ghid, nu neapărat uman, al indicatoarelor, al, da, pentru cei care vin. Despre obiectivele importante pe care le-ați enumerat la început, da, sunt indicate, sunt promovate, atât mănăstirile, cât și Bazilica Paleocreștină, cât și Biserica Sfântul Atanasie. Pentru celelalte lucruri, însă, turistul trebuie să vină și să culeagă informația de la localnici. Și dacă până acum câțiva ani de zile turismul în Curițele era un deziderat, acum avem oportunitatea să-l punem în practică. Finanțările de la Uniunea Europeană acordate pentru dezvoltarea turismului au ajuns și la Nicurițel. Sunt peste 20 de familii și investitori care au aplicat și au în execuție pensiuni turistice mai mari sau mai mici. Pensiuni turistice. Lucrul acesta va face ca turismul într-adevăr să fie acela pe care îl doream eu să fie în Nicurițel. Până acum a fost turism itinerant. Au venit oamenii, au auzit de Nicurițel, au venit, au văzut și au plecat. Da? Nu, da, astfel măriți durata de ședere în nocturile. Exact. Atunci când vor înnopta la Nicurițel, într-o familie care a avut, să zicem, curajul să aplice, nu este ușor să faci toate lucrurile acestea, atunci își vor lua mai multe informații. Adică, pe lângă ce ați povestit dumneavoastră despre aceste atracții antropice și istorice, mănăstirile, bazilica, bisericuța Sfântul Atanasie, în plan treflat, valorile de pământ, mai avem o mulțime de alte lucruri, alte atracții. Nu în primul rând, nu vreau să las în ultimul rând vinul, Podgoria. Asta vreau să spun, că dacă vor rămâne peste noapte, cu siguranță vor merge și la o degustare de vin. Exact, dar vedeți dumneavoastră, o altă atracție pentru Nicurițel și renumele Nicurițelului este dat și de Podgoria Sarica Nicurițel. Și nu în ultimul rând de soi o aclimatizat cel mai bine, de soi oligote. Și nu e, dar nu este singurul vin bun de la Nicurițel. La Nicurițel poți să mai bei un Sauvignon, poți să bei și un Chardonnay, poți să bei și o fetească, o regală, un Riesling, un Merlot, Cabernet. Mai vorbesc că acum deja fostul Iase, Viticola Sarica Nicurițel, are adus aligoteul de Nicurițel acolo unde era locul, în elita mondială. Deci anul trecut sau anul ăsta au obținut la un concurs internațional medalia de aur pentru soi aligote. Da, vinul de Nicurițel într-adevăr este o marcă recunoscută, un brand foarte cunoscut, care la un moment dat risca să... Așa este. Meargă în uitare, însă de câțiva ani lucrurile se schimbă și am și gustat, pot să spun, și într-adevăr am fost foarte plăcut surprins de calitatea vinului de la Nicurița. Spuneți de atracții de turism. Mai completez ceva. Spuneți. Deci pe lângă, a spus de trasee. Un traseu turistic trebuie să, de regulă, este făcut pentru drumeție, pentru a-l parcurge la pas, să vezi ceva. Și atunci acel ceva nu poate fi decât o priveliște de la într-o zonă înaltă,
și sunt pe traseuri, unul din trasee pe dealurile respective. Trebuie să traversez o pădure, o zonă împădurită și sunt păduri la Nicurițel. Forme de relief interesante, priveliște deosebită, o deschidere spre lacurile din lunca Dunării și spre Dunăre și încheiind cu traseul, mai o altă atracție turistică sunt tocmai aceste lacuri, unde pe lângă faptul că poți pescui, poți face turism în sensul de a vedea flora și fauna, da? Și chiar să te simți bine, să te odihnești acolo. Iată câte atracții concentrate într-o singură zonă, Nicurițel, pot să-i spun, binecuvântat, și care ne-a ajutat pe cei care am avut inițiativă, pentru că și eu și familia mea au aplicat pe asta și suntem beneficiari în unei finanțări pentru o agropensiune. Am considerat că ar trebui să dau un exemplu prin lucrul acesta și să le spun, domnule, se poate. Și toată această însumare de atracții turistice a creat îi oferă Nicurițelului cel mai mare potențial de dezvoltare turistică din nordul Dobrogei, din Tulcea, efectiv, din județul Tulcea. Pentru că numai aceste criterii sunt luate în considerare când analizezi potențialul de dezvoltare turistică a unei zone. Și acum pot spune, dar nu vreau să-mi fie luat în nume de rău, că dacă ar fi fost mai mulți oameni cu inițiativă, mai încrezători în ei și ar fi aplicat toți banii pe finanțarea aceasta, ar fi putut să rămână Nicurițel. Pentru că aveam cel mai mare punctaj la o cerere de finanțare scrisă corect, respectând ghidul solicitanțului și condițiile de finanțare, întrunite condițiile de suprafață și celelalte de regim juridic al proprietății, nu se mai decât 70.000 de euro care îți veneau pentru a-ți adapta locuința sau a-ți construi ceva, o locație pentru a face turism. Turismul care, de fapt, aceste lucruri vin în completare și aduc venituri. Turiștii vor înnopta la Nicurițel, vor mânca la Nicurițel, vor vizita Nicurițelul, mănăstirile, bazilica, unde, bineînțeles, vor lăsa bani. Exact asta vreau să spun. Ce așteptăm? Să aducă banii în localitate. Da, este clar că, cel puțin în acest moment, în România, în general, turismul nu este valorificat la valoarea pe care ar putea să o valorifice. Avem, nu știu, doar dacă mă gândesc la Spania, spre exemplu, care tot din bani europeni a făcut un paradis pentru turiști. Oriunde mergi în Spania este un paradis pentru turiști. Nu văd de ce n-am putea face și noi. Avem nevoie doar de a accesa acești bani, de a avea curajul, cum spuneați, de a crede că aceste lucruri pot fi făcute. Și probabil că, urmând exemplul dumneavoastră, al celor care au accesat, vor veni și alții din urmă care să facă acest lucru. Aș vrea să completez aici comparația care ați făcut-o dumneavoastră cu Spania și România. Și am mai spus-o înainte. Nu trebuie să ne pierdem răbdarea. Trebuie să avem răbdare. Spania a furat startul. Deci erau cu mult mai mult timp în urma noastră intrați în Uniunea Europeană. Ei au beneficiat din anii 80 de finanțările aceste nerambursabile. Le-au trebuit zeci de ani ca să ajungă unde sunt. Ei, noi nu putem să facem lucrurile astea în România. Lucrurile nu se vor schimba peste zi. Măcar sau să nu facem greșelile lor. Nu neapărat greșelile lor, dar să învățăm exact, să ne uităm unde au greșit și să facem și noi, să-i le evităm și să avem răbdare, pentru că vor mai fi timp, vor veni bani și de asemenea să ne ajutăm și prin resurse, cum v-am spus, și prin noi să facem lucrul acesta. Că avem cu ce. Avem. Da, subiectul e foarte generos al turismului, cu siguranță, însă aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția și către un alt subiect care arde realmente
vedem tot ce se discută în aceste zile pe canalele media, inclusiv în lumea politică, în Parlament, partidele, mai ales că vine și campania electorală. Este vorba despre debutul noului an școlar. Știu că sunt mari probleme, într-un fel să zicem că guvernul s-a cam spălat pe mâini și a pasat responsabilitatea către administrațiile publice locale în luarea unor decizii. Cum stau lucrurile la Niculițel înainte, iată, cu foarte puțin timp de startul noului an școlar? Da, lucrurile nu pot să spun că ar să nu fiu înțeles greșit. Nu stau bine pentru că nu știm cum să alegem soluția cea mai bună. E drept că ar trebui o decizie și o procedură elaborată la nivel național și pe care ulterior să fie aplicată local. Nu să improvizăm sau să inventăm noi lucruri. Nu suntem de specialitate în primul rând. Ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta de pandemie, situația de alertă, situația de urgență, lucrurile cu care ne-am confruntat acum în ultima lună de zile, începând din 20, de la jumătatea lunii iulie și până acum 2-3 săptămâni nu am coborât de pe podium, să folosesc un termen așa, de pe podium în ce privește numărul de îmbolnăviri la nivel de județ și numărul de persoane în carantină. Deci am fost la un moment dat în o diferență de 2-3 bolnavi, iarăși folosesc un puțin mai așa, de a depăși numărul de 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori și să intrăm toată localitatea în carantină. Am avut la un moment dat am avut peste 40 de persoane în carantină. Din fericire, lucrurile s-au stabilizat. Poate și lumea a devenit mai conștientă. Și pot spune că astăzi deja sau de mâine vor mai fi 4 sau 6 persoane în carantină, izolate la domiciliu. Iar persoanele bolnave, multe dintre ele s-au externat și-au reluat activitățile curente. Și revin la școală, tocmai din aceste motive ar fi fost bine ca procedura să fie clară la nivel național, elaborată de persoane de specialitate și care să dau soluțiile acolo, nu să ne lase pe noi să facem cum credem noi de cuvință. Da, ni s-au dat niște recomandări. Sunt niște recomandări legate de purtarea măștii, de distanțare, de alte lucruri, culoare de circulație, de acces, ieșire, dar să nu uităm că în învățământ sunt copii. Și copiii sunt și ei sunt copii. Previzibili. Îi știm foarte bine, da. Că și noi am fost ca și ei. Cum poți să controlezi un copil să stea în bancă 3-4 ore și să nu socializeze cu colegul lui, mai ales după o vacanță. Da. Să nu se evite apropierea între ei. Dificil. Dimineața am avut o discuție cu directorul școlii și am stabilit să găsească soluții, adică să ne completăm unii pe alții și să venim cu soluțiile în așa fel încât să în procesul de învățământ să se reia corespunzător și să evităm pe viitor, să zicem, îmbolnăviri. Așa ca și infrastructură școlară, noi avem o școală cu trei corpuri de clădiri, un corp de clădire pentru grădiniță, un corp de clădire pentru școala din centru care are câteva sări de clasă și laboratoarele de fizică, de chimie, de biologie, fizică, chimie, biologie, centru de documentare și informare, laboratorul de informatică și încă un corp de școală care are numai săli de clasă și pentru clasa 0. Da. Două dintre ele au fost reabilitate pe parcursul anilor. Acum școala din centru localității, avem
un proiect de reabilitare a școlii și acest proiect care este încă în stadiu de autorizare a construirii, deci am atribuit contractul de proiectare și de execuție și suntem în procesul de autorizare. Deci s-a elaborat proiectul tehnic, mai avem de obținut câteva avize și după care să obținem autorizația de construire și să dăm ordinul de începere. Acest proiect ne creează unele probleme pentru care ne gândim ce vom face pe perioada execuției lucrărilor cu sălile, dar sigur că vom găsi soluții. În cazul în care se va ajunge la deloc dorita situație de a reveni la învățământul online, sunteți pregătiți? Există, am văzut pe social, rețelele de socializare, da, în media, tot felul de inițiative a unor autorități locale de dotare a copiilor de la, din școlile respective cu dispozitive pentru învățământ online. Din păcate, nu toți avem posibilitatea să finanțăm atât de mult, să investim atât de mult, atât de mulți bani în aceste dispozitive. Așteptăm, să zicem, la pentru început să vedem guvernul cât va aloca. După care chiar s-a votat alocarea. Este în procedură de licitație achiziționarea de tablete. Însă beneficiarii nu vor fi toți copiii. Categorie. Vor fi numai cei care nu au, cei care își partajează device-urile la nivel de familie între ei, frați, surori, sunt copii la aceeași, 2-3 copii la școală, la clasele 1-8 sau chiar la grădiniță și folosesc un singur dispozitiv, un singur laptop sau un singur telefon smart. Așa, și atunci aceștia, deci cei care nu au și cei care își partajează, vor fi prima dată beneficiarii. Pentru ceilalți, în situația în care vom vedea că există nevoie de a fi ajutați device-urile respective, va trebui să facem, să luăm o decizie la nivel local și să vedem cum venim în sprijinul lor. Da, trebuie spus că nu este vorba numai despre tablete, este vorba și despre a asigura un abonament la internet, pentru că degeaba ai tableta dacă n-ai și conexiunea. Și conexiunea, da. Aveți cumva în comună un sistem Wi-Fi? În parcul din fața primăriei, da, școlile au sistem de, au internet prin Wi-Fi, gratuit, cu acces. Dar vă dau un exemplu, de pildă, Viticola Sarica Niculițel, în perioada de alertă, de urgență, a vândut, a inițiat un proiect de a ajutora, de colectarea unor bani pentru a veni în sprijinul persoanelor în dificultate. Și au vândut o colecție de vinuri din care au strâns o sumă de bani, din care o parte din această sumă de bani a alocat-o școlii Niculițel pentru achiziționarea de tablete. Viticola au achiziționat tabletele, școala Niculițel și-a asumat să plătească abonamentul pentru internet, pentru tablete, pentru acele, da, pentru internet pe o perioadă de 2 ani de zile. E drept că tabletele au fost, criteriile de atribuire a tabletelor respective au fost stabilite de către cadrele didactice și au avut în vedere, în primul rând, stimularea copiilor cu rezultate. Pentru că ar fi fost insuficiente, știu că... Câți copii aveți în comun? Copii... Numărul de copii nu știu exact, oricum la școală sunt peste 550 de copii care urmează cursurile, da. Da. Acum, pentru cei care au nevoie, care nu au acestea, v-am spus, va veni programul guvernamental care va completa. Iar dacă va mai fi nevoie de ceva și nu vor fi suficiente, atunci vom interveni și noi de la nivel local, vom vedea de unde vom identifica, vom face economii într-o parte și vom distribui către, pentru a le veni în ajutor și asta în situația în care să zicem că se va ajunge, Doamne ferește, la învățământ, iarăși la învățământ online. Domnule primar, ne apropiem de finalul emisiunii. N-am să vă întreb
Știu că sunteți primar în funcție reprezentând Partidul Social Democrat, însă veți candida pe listele Partidului Pro-România. Da. N-am să vă întreb de ce. Dintr-un motiv simplu, pentru că știu foarte bine că atunci când vorbim despre alegeri în comunități mici, oamenii votează omul și mai puțin partidul. Adică pentru omul de rând contează mai puțin că, eu știu, primarul e dintr-un anumit partid. Bănuiesc că îi cunoașteți și localnicii vă cunosc personal cam toți, nu? Toți, de fapt, fiind da, bineînțeles, comunitatea mică. Aș vrea să le adresați un mesaj, să le spuneți de ce le cereți încă o dată votul. Da. Aș dori să le transmit că trebuie să aibă încredere în proiectele pe care le-am inițiat. Și ceea ce îmi doresc este să le pot continua și să le pot implementa, pentru că aceste proiecte sunt în interesul oamenilor. Ele au fost rezultatul unei munci deosebite și nu sunt numai meritul meu, e și meritul lor, pentru că ei problemele mi le-au ridicat la fileu. Ei mi-au spus, asta ar trebui făcut, iar eu a trebuit să le găsesc finanțările, să le prioritizez, să le pun în forma pe care sper că și-o doreau ei. Legat de, ați făcut o aluzie și trebuie să mă, într-un fel să mă justific, legat de faptul că anul acesta candidez din partea Pro-România, este soarta mea. E drept că de-a lungul, în 3 mandate am candidat de la 3 partide, dar am fost ajutat. Cu ghilimele, lipsesc ghilimele. Întotdeauna am fost ajutat. De oameni binevoitori. Atât vreau să spun. Da, tot cu ghilimele. Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Tulcea News. Vă doresc succes în campanie. Până la urmă, cred că oamenii din localitate sunt cei care vă dau notele din 4 în 4 ani dumneavoastră politicienilor și sunt convins că probabil dacă ați luat decizia să candidați din nou știți și pe ce vă bazați. Da, știu ce am de făcut în continuare. Aș vrea să spun că aș fi putut să vă vorbesc despre proiectele mele ore în șir, despre Nicurițel 2-3 zile. Oricum, vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc și dumneavoastră succes în activitate în continuare. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici punem punct emisiunii la Tulcea News. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și să avem parte de toate cele bune până la proxima întâlnire.